La nivel mondial există din ce în ce mai multă lume care suferă de o boală rară. Specialiștii spun că vârsta apariției acestei afecțiuni pe tot parcursul vieții nu este cunoscută. Unii oameni raportează simptome între 9 și 13 ani. Misofonia, o boală rară și periculoasă, este mai frecventă la fete și apare rapid, deși nu poate să fie legată de niciun eveniment. Se pare că celebra Delia suferă de această boală, misofonie. Greta a recunoscut această afecțiune recent pe rețelele de socializare. Boala rară de care suferă Delia, misofonie, numită și sindrom de sensibilitate sonoră selectivă, este o afecțiune în care anumite sunete declanșează o izbucnire marcată de iritație, furie sau agresivitate. Persoanele cu misofonie reacționează într-un mod extrem și adesea emoțional la anumite sunete declanșatoare. Reacțiile variază de la enervare, fugă sau chiar furie, ca unele persoane care se lovesc violent. Fanii au fost luați prin surprindere de declarațiile făcute recent de Delia pe rețelele de socializare. Vedeta a recunoscut că suferă de această boală rară, dând și câteva detalii despre cum se manifestă și care sunt reacțiile unei persoane care suferă de această boală. Tulburarea poate crea probleme în viața socială. Cei cu misofonie au fost cunoscuți că dezvoltă anxietate anticipativă atunci când intră în situații în care pot fi prezente sunete declanșatoare. Potrivit articolului postat de Delia, misofonia pornește de la un factor declanșator. De cele mai multe ori, acesta poate fi zgomotul pe care anumite persoane îl produc când mănâncă, respiră, mestecă, cască sau fluieră. Alteori, factorul declanșator poate fi cauzat de mici mișcări repetitive. Chiar dacă nu pare a fi o problemă gravă, conform informațiilor oferite de artistă, această boală poate provoca unele stări grave. Acest sindrom poate avea influențe negative asupra vieții sociale ale persoanei care se confruntă cu această boală. Persoana în cauză poate ajunge în punctul în care să evite restaurantele sau să stea la masă cu alte persoane.